Cafeaua nației te cheamă la revoluție. Tu ce bei? Cafea sau zeamă de cenușă? Haideți, haideți, toată lumea, vă rog frumos, veniți mai aproape, iar a vorbit doamna Dăncilă! Gata, v-am captat atenția, nu? Vă că v-ați așezat mai bine în canapele, ați tras castronul cu floricele mai aproape și așteptați. Îmi pare rău, de data asta a vorbit mai cu grijă până la un punct. Am reținut în schimb că a cerut rezolvarea urgentă a problemelor din sănătate. Ups, dar ce probleme, doamne? Unde ați văzut așa ceva? Dar despre ce vorbiți? În sănătate? Dar nu sunt, doamnă, probleme în sănătate. Vreau să rog pe doamna ministru al sănătății, doamna ministru al muncii, domnul ministru al finanțelor publice, să identifice până la sfârșitul acestei săptămâni problemele care apar în sistemul de sănătate, să găsim soluții, iar luni să cheme managerii spitalelor în care avem probleme, astfel încât acest subiect să poată fi închis. La problemele cu banii angajaților, la asta vă referiți, doamnă? Ea și dumneavoastră cu doamna Dăncilă, da? Vi se pare o problemă faptul că după atâtea promisiuni și măriri sunt oameni care s-au trezit cu bani mai puțini? Iar sindicatele din sănătate amenință cu greva generală în luna mai? Ea, un fleac! A explicat ministrul sănătății într-o seară. Au scăzut 10% dintre salarii, dar nu e, domne, ceva dramatic. Se mai întâmplă, e ca la analize. Da, domne, leafa a coborât sub valoarea minimă, dar nu vă faceți probleme. Cu odihnă și rugăciune veți trece și peste asta. E, în fine, om vedea ce va fi. Până luni se pot întâmpla multe, inclusiv să pice guvernul. Uite, până atunci zic să ne delectăm cu un episod similar, jucat în urmă cu 4 luni pe aceeași scenă. Am convenit împreună cu domnul ministru că de astăzi nu mai este loc de explicații și că nu există nicio explicație pentru un deces într-un spital cauzat de lipsa unui medicament. Partea cea mai blândă este plecarea acasă, mergând până la plângere penală pentru nefăptuirea obligațiilor de servici la cei responsabili. Îl uitasem pe piele lungă ăsta cu am convenit împreună. Bine că n-ați convenit separat, șefule. Da, partea cea mai blândă este plecarea acasă. Și-ați plecat Tudose și Bodog în decembrie, când rezolvau ei în direct criza imunoglobulinei. Termenul este o săptămână pentru a regla aceste lucruri, domnul ministru. Vă aduc aminte că nu acceptăm prelungiri de termen. Mă rog, alte personaje, alt subiect, un ton mai agresiv, puțin conflictual aș zice, dar aproximativ aceeași piesă. În ce privește efectul, că ați văzut ce zicea Tudose, nu acceptăm prelungiri de termen. Ați văzut și voi, criza imunoglobulinei s-a rezolvat cât ai zice Bodog, da. 3 luni mai târziu, rămași în fundul gol, am fost nevoiți să cerem ajutorul UE, NATO, FIFA, UEFA și tot așa. Hai să vedem cum se va termina acum povestea, ce se va alege de solicitarea premierului Dăncilă. Tudose și Bodog știm bine, au zburat, că făceau partidul și guvernul de râs în frunte cu iubitul conducător. Cum? A, ia uzi, până la urmă tot a scos doamna Dăncilă o perlă. Și ce perlă? Mulțumim, doamnă, mulțumim! Știam eu că nu ne lăsați așa pe uscat. România și Italia sunt parteneri privilegiați, privilegiați, parteneri privilegiați. Doamne, serios, cu ce am greșit? De ce? De ce noi? Și de ce numai dăștia, doamne? Da. Viorica Dăncilă, alături de președintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni. A, italian! Păi atunci se explică. Ați auzit de sindromul Răducioiu, da? Răducioiu, fotbalistul nostru care după 3 zile la o echipă din Italia nu mai știa românește. E cam așa și doamna Dăncilă. După o oră cu domnul Gentiloni s-a pierdut și a uitat limba. Că pe lângă privilegiat a mai băgat câteva chifle, da? Nu s-a putut abține. Cu președinție, cu de-astea. Inclusiv în perspectiva preluării președinției. E poftim, e poftim. Am tot certat-o la emisiune și acum s-a dereglat, domne, e praf. Președinției, doamnă, președinției. Vine de la președinte, președinte, președinție.
Mă rog, toată lumea zice greșit. La fel a spus și Klaus Iohannis ieri. Da? Iohannis, domne, adică președintele țării. În fine, nu e grav, oricum nu contează foarte tare. Am remarcat că oficialul italian nici n-a avut traducere. România și Italia sunt parteneri privilegiați, puternic legați din punct de vedere istoric, cultural și lingvistic. Da, corect, suntem legați istoric, cultural și lingvistic. Deci a înțeles tot macaronarul. Doamna Dăncilă, știți ceva? Nici măcar nu era nevoie să vorbiți prea mult, doamnă. Și așa citiți greu de pe hârtiile alea. Era suficient să faceți așa. Ei, mărim salariu, a? Marșe du tramvai, programul de guvernare, a? Cafeaua Nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.